ești, cine te place, îl placi și tu, o placi, cine nu te place, trece pe alt canal, se uită la altcineva. N-ai nicio treabă și întrebările toate au și răspunsurile lor imediat. Hai să vedem cine, când te întreabă cineva, te simți aiurea, simți energia aiurea, mai ai decliruit, vindecat, ca să nu mai simți nimic. Și la un moment dat omul te întreabă ceva sau pe stradă ți se întâmplă ceva, dar nu te mai deranjează. E un fel de, da? Și cineva m-a întrebat, da, și imediat au sărit cupele pline, nu ai nicio treabă. Chiar dacă cineva te întreabă, dar ce vreți să spuneți cu așa ceva, da? Despre ce îi și cu cât mai onorabil se adresează, doamnă dragă, cu D mare și cu O mare și cu A mare, doamnă, cu atât e mai supărat omul și mai ceva îi se întâmplă în viață, știi, un fel de, era nervos, supărat, a deschis ceva, să lămurim ceva aici, dragă, doamnă, dragă, domnule, uităm la niște fete cu ghiocul, mai frumușele, mai nu știu cum, mai tinerele, da, să lăsăm tineretul, da, niște babe aici. Ce e asta, domnule? Ia să-i scriu două vorbe. Dar ce vrei să-mi spui mie? Dar cumva cu respect să nu mă fac de cacao, că iar trebuie să schimb contul. Mă fac de cacao în lumea mare. A domnilor și a doamnelor cu D mare. Dragi și D. Dragi mare. Dragi cu D mare. Dragi doamne, D mare. Dragi domnilor, D mare. Okay. Da, se ascunde sub energii masculine. E regină de bănuți. O regină de bănuți se bagă în seamă și ce ți se întâmplă, dragă? Spune că te rezolvăm noi. Uite, cu toată lumea care se uită la ce înregistrez și ce fac, noi ne susținem energetic, să nu uităm. Și întrebările aiurea împing lucrurile. Eu după ce am o întrebare, nu că urâtă sau aiurea sau, dar ce e asta tot? Dar ce e etalare? Dar ce e aia etalare? Eu, să mă lămuriți ce înseamnă etalare, că nu prea înțeleg. Da, sunt din alte lumi, da. Ai ieșit din când ai fost trădată, dragă doamnă, acum ieși. Da? Cineva m-a întrebat, ce vreți să spuneți concret? Spuneți că nu înțeleg, da? Ei, încă o dată, ori e canalul la ce te uiți tu, canalul Gibraltar, canalul Mânecii, da, geografie. La ce te uiți tu nu e pentru tine, nu că nu e pentru tine, sau încă nu e pentru tine, că vezi, Doamne, noi cine suntem, că ne discutăm și ne spun, da, trebuie să recunoști. Sau ai trecut și nu ți-e interesant și zici, ce cu bâzâiala asta? Și acolo poți să fii, e minunat, schimbi, nu că percepția, schimbi canalul, te uiți în altă parte și te uiți la alții. Nu faci jumbuș lucruri, dar de fapt, adică să întrebi, să... Na. Și asta vreau să zic, poți să întrebi cu drag, cu respect, fără respect, am mai zis, trebuie să ai cu aia, să pui la punct niște lucruri, da? Și să întrebi omul. Dar după fiecare întrebare care înainte mă deranja, acum nu mă mai deranjează, mi-e tot una, simt așa parcă, da? Și la fel și cu tine, cel care se uită. Pentru asta sunt întrebările din câmpul tău energetic. E un programel care scrie și deranjează un pic. Când nu mai deranjează, înseamnă că ești ok, înseamnă că urci în grad. Felicitări! Cine se uită la ce înregistrez sau eu mă uit ca și mag, ca și alchimist. Da? Cam asta e talarea. Tu mă întrebai ce e talarea. E despre magie, despre magie în sensul cel mai frumos al cuvântului, cum dinăuntru tău se clirui, se vindecă și în afară se proiectează ce vrei tu, spațiu. Cam asta e. Dar scrie acolo ce înseamnă etalare. Să știu și eu. Că eu înțeleg într-un fel, tu înțelegi în alt fel, tu îmi spui. Știi? Omul când era un fel de... era o vorbă, fii mai simplu și o să vină înspre tine lumea, mulțimea. Dar poate nu vreau să fiu mai simplu, mai simplă. Poate nu vreau să se tragă înspre mine mânuțele lumii, mulțimii, da? Asta, etalarea în direcția asta vrei să auzi, da? Foarte bine. Și atunci te dai în spectacol o țară, neînțelegând ce spui și ce scrii singur acolo, ca să primești niște răspunsuri sau să o iei în freză și să nu știi de ce. Ai pus o întrebare acolo, experiență personală, am pus o întrebare cuiva și după aia mi-a tot venit, mi-au venit situații...
În viață, nu că să, da? Un fel de m-am răzbunat, eu m-am simțit aiurea și am scris ceva. Ei, de fiecare dată când primesc câte o întrebare, acum e mai blândă cumva întrebarea, dar tot simt un pic de ironie sau un pic de supărare, ceea ce e în mine, să zicem, da? Și atunci se proiectează. Dar nu mă atinge, nu. Dar dacă am pornit discuția, înseamnă că e ceva acolo și ești acum când ai ieșit din... Cine mi-a scris acum, da? A ieșit din trădare mod. Dar cum a ieșit? Mie tot una, nu mă împasă, mă simt bine. Nu, din trădare când ieși, faci... Înțelegi trădarea în clipa asta și zbârnăi mintea și tot și vrei să dai în fiecare. Fiecare ți se pare trădător și experiență personală, știu prin ce am trecut. Și atunci te calmezi o țără, îți dau două palme acum energetice. Să-ți revii. Cum? Acum ai crezut că așa, pui întrebarea și ai plecat nestingărit de nimeni. Stai așa. Da, s-a încercat ceva, ai răsturnat energiile unui copil. Da? 6 de bâte, a încercat ceva, a scris ceva acolo. Poate să aibă și 100 de ani copilul, dar în mintea sa, în de-ale magia alchimismului, e copil. Așa? Uh-huh. E în 3, da, e suferă ca un câine, regina de cupe, e în 3 de, în triunghi, da? Când 2 se uită și ea lucrează și nu primește banii sau îi împarte în 3. Îți dai seama, salarul de cât, da, să zicem, mult și împărțit la 3, păi da, mai puțin decât o pensie ar fi. Știi ce zic? Și nu e ok, da, regina și regina de cuțite, ați sășnit, toate 3 au apărut. Fetele, cochetele, stați cu minți, stați cu minți că rezolvăm să fie bine. Știi, nu mai merge cu, mi-ai făcut, îți fac înapoi. Astea sunt 3D. Te-ai clirui, te-ai vindecat, nici nu-ți mai pasă. Ce să-ți mai facă înapoi? Ți-ai făcut tu cu mâna ta. Știi ce zic? Da. Asta zicând, ai răsturnat... Cavalerul de bâte care venea în viteză, în spume, șmaf, nu mai e treabă. Da, e răsturnat și intervenția divină, asul de bănuț, nu mai e treabă. Și a ieșit din prostul satului, proasta satului și nu mai poate nimeni, nu că, știi, omul poate să scrie, da? Dar până la tine ajunge, doamnă dragă cu D mare și cu dragă și cu puncte, puncte și ceva acolo, înțelegi cum e? Omul a scris atât și ți se arată energetic, doar, da, am experiență personală, cineva a făcut numai puncte, puncte, la un moment dat, adică, n-am cuvinte, speechless, am rămas fără speechless, am rămas fără cuvinte, da, I'm speechless, da, ai răsturnat un copil de cuțite, dar părinții tăi știu cu ce te ocupi, că zâmbâzâi doamna profesoare. Nu cred că știu. Și atunci îl răstorn copilul și îi se întâmplă ceva copilul, că și-o face cu mâna sa. Energetic, se lovește de scutul tău, doamna dragă cu dă mare, domnul drag cu dă mare, se lovește de scutul tău energetic și ți se întâmplă, da? Și nu înțelegi. Da. Îndrăgostiți, ești în energiile de îndrăgostiți și nu-ți pasă. Și în varianta asta poți să scrii ceva, un fel de ții cu omul, tu cu cine ții, da? Tu ții cu omul și scrii ceva de drag și omul primește, te vede ca și cum te zbați de scutul energetic și vrei să fii invitat în gașca energetică și nu ai acces. Da? Întreb de chei mai mult. Când întreb cumva așa, de ce, da? Întreb cheile. Și cheile le primești doar tu și e divin. Da, s-a întors, nu simte că are. Da, i s-au răsturnat cupele, 5 de cupe și pleacă. Da. Și tu, ce faci? Ai urcat pe mătură și ai plecat. Și omul e răsturnată judecata. Un pic o ia pe arătură. Aici ești în energie, dar o ia pe arătură nu e în sensul urât, nu neapărat, liniștit, ia-o pe arătură, da? Cu mintea,
că pe acolo e drumul și acolo e, se deschide. Dacă ți se pare, domne, ceva a fost azi, lumea m-a văzut, da? Hai, știi, bine, hai hui. Ai deschis portalul, ai intrat, ai ieșit, ți-ai rezolvat, ai sărit. E scenariul pe care ți-l dorești. Aici ești când ai ieșit din anulat, agățat. Yeah, am ieșit! Nu! Am fost anulat, agățat până acum, suspendat. De aia mi-a fost oprit tot, că tu erai cu pleazna pusă, n-aveai idee și te-ai trezit și începi să scrii. E ok. E ok. Da. Asta zicând, cineva a ieșit din, din 10 de cuțite. Cineva a ieșit din 10 de cuțite. Wow. Da. Cine? Un copil de bâte care a fost cândva împărat, rege, te gândim. Mintea copilului de bâte. A ieșit din 10 de bâte. Wow. Felicitări, copilul. Din 10 de cuțite. Din 8 de cuțite. Da. A ieșit o gașcă întreagă din 8 de cuțite. 5. 5 am fost la număr. Făcut-o în revioi. Și în toată țara nu găsești ca noi. Așa, pesteluța noastră. Ne mândrim cu toții. Da. Cineva a ieșit din... A stat în... Un pic a fost bolnăvioară și iese acum și să înțeleagă despre ce e vorba, da, și începe să răstoarne în stânga și în dreapta. A înțeles cine ce i-a făcut energetic, încă o dată. Oamenii se despachetează. Dacă omul înțelege și stă despachetându-se și nu dă nimeni un timp să înțeleagă, e una. Dar neînțelegând, dă una, experiență personală, neînțelegând, întâi am stat și am înțeles pleazna pusă, dar cât, domnule, da, ani de-a rândul. Depinde, fiecare se trezește diferit. Și după aia trebuie să lămurești lucrurile, că nu poți să ții în frâu, e atât de puternic. Da. Dai în stânga și în dreapta, dar înțelegând că te despachetezi, e una. Și ții în frâu cai să nu omori pe cineva. Da. Intuiția e totală, ești magul vieții tale, drum bun.